Domnule președinte al Federației Române de Fotbal, doamna capitan al echipei și doamnelor membre al echipei naționale de fotbal feminin, doamnelor și domnilor ambasadori, doamnelor arbitri, unde este arbitri? Vă rog, sunteți foarte important. Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, sunt fericit să vă primesc la rezidenția franței pentru un eveniment foarte special, sărbătoarea fotbalului feminin. Alături de noi este astăzi, și le mulțumesc foarte mult, echipa de fotbal feminin a României, în format complet. Aș vrea să îmi exprim profunda considerație pentru devotamentul lor. Știu că pe 6 aprilie, cu două zile înainte de meciul Franța-România de la Pitești, echipa de fotbal feminin a României îndeplinește 26 de ani și profit de această ocazie pentru a le ura la mulți ani. Această frumoasă istorie a echipei, cu numeroase participări la competițiile internaționale, nu ar fi fost posibilă fără eforturile Federației Române de Fotbal. Reprezentată astăzi aici de domnul Răzvan Burleanu. Așa cum a spus și domnia sa, ieri, într-o conferință de presă, fotbalul feminin nu trebuie uitat și trebuie să lucrăm la dezvoltarea lui. Așa cum știți, anul acesta este marcat mai ales de campionatul european de fotbal, gazduit de Franța, și mai ales de meciul de deschidere Franța-România de la Paris de pe 10 iunie. Cum fotbalul este mai mult decât o competiție sportivă, acest meci de deschidere Franța-România este o magnifică oportunitate de a sublinia legăturile profunde care unesc cele două țări ale noastre. Toți jucătorii, români precum și francezi, mai ales cei care sunt în această sală, pot face dovada acestui legături. Cu această ocazie, în această primăvară și în această vară, ambasada noastră, în colaborare cu FRF și ambasada României la Paris, va pune în onoare acest sport care leagă cele două țări ale noastre. Am vrut să începem cu fotbalul feminin, deoarece Franța va organiza, de asemenea, campionatul mondial de fotbal feminin în 2019 și dorește să promoveze, încă de acest an, profesionalizarea acestui sport și rolul femeii. Noi am dorit să facem acest lucru în rezonanță cu tradiția românească de martișilor. Personal, mi-aș dori să sintagma fotbalistă să fie utilizată la fel de frecvent precum cuvântul fotbalist. Bineînțeles, invitații mei vor vorbi cu mai mult elan decât mine, așa că le ofer cuvântul, vă rog, domnul Răzvan Burleanu. Excelența voastră, vă mulțumim foarte mult, atât în nume personal, cât și în numele echipei naționale de fotbal feminin a României. În primul rând, pentru această inițiativă și în același timp invitație pe care ne-ați adresat-o de a fi astăzi aici. Și de ce spun acest lucru? Fiindcă ne aflăm într-un moment foarte important și când mă refer la acest lucru, mă refer la o veritabilă sărbătoare a fotbalului și românesc pe de o parte, dar și european pe filiera franceză.
În mod cert, pe 10 iunie vom avea posibilitatea să noi, ca țară, ca România, să dispută meciul de deschidere al campionatului european, ceea ce cu siguranță va reprezenta un element de maximă importanță pentru fotbalul românesc și pentru dezvoltarea fotbalului românesc de acum înainte. În același timp, până atunci, avem posibilitatea ca reprezentativele de fotbal feminin să se întâlnească în România, în cadrul campaniei de calificare pentru europenele din 2017, unde îmi doresc cu asupra de măsură ca România să întâlnească din nou Franța. Acesta, practic, un angajament pe care cu toții ne-l luăm, că o să ne și calificăm. Și că în același timp, în 2019, la campionatul mondial pe care Franța îl va găzdui, România să fie din nou prezentă, și mă refer aici la naționala noastră de fotbal feminin. Spuneam că această întâlnire de astăzi are o importanță foarte, foarte mare și o veritabilă sărbătoare, numai că vorbim de 1 martie și îmi doresc ca toate fetele, toate doamnele din această sală să aibă parte de o primăvară superbă. Dar în același timp, faptul că ambasada Franței și statul francez a înțeles încă de foarte mult timp în urmă cât de important este sportul și care este contribuția sportului în ceea ce privește diplomația sportivă. Nu în mod întâmplător, concepte de acest tip de diplomație sportivă se regăsesc în strategia de dezvoltare a fotbalului românesc pe următorii 5 ani. Nu în mod întâmplător, aceste principii, aceste valori ne aduc astăzi împreună aici. Astfel încât sunt foarte încredințat că acesta este doar un prim pas, este doar o etapă pe care o demarăm astăzi și că de acum înainte vom avea foarte multe sărbători sportive și culturale pe care să le sărbătorim împreună. Joyeux anniversaire! Și fiindcă dorim să celebrăm acest moment, această întâlnire, această invitație, avem un tricou din partea echipei naționale de fotbal, un tricou cu semnele celor două țări, în ceea ce, tricoul care va fi purtat pe 10 iunie la Paris. Un cadou pentru dumneavoastră și federație. Este o carte asupra rezidenția. Mulțumesc! Bună ziua, domnule ambasador, domn președinte, stimați asistent. Mă simt onorată să fiu aici, alături de dumneavoastră, și vreau să vă mulțumesc atât în numele echipei, cât și a întregului staff tehnic pentru invitația făcută și pentru faptul că ați reușit să acordați câteva momente fotbalului feminin. Se pare că anul 2016 este anul în care fotbalul românesc, atât cel feminin cât și masculin, va înfrunta Franța. Spun fotbal românesc pentru că echipa reprezentativă masculină va avea onoarea de a juca împotriva echipei Franței meciul de debut, meciul de deschidere a campionatului european. Echipa națională de fotbal feminin a României va înfrunta Franța în preliminariile campionatului european Olanda 2017. Deși Franța este cunoscută ca o forță în fotbalul mondial, având un sistem de promovare, dezvoltare și inițiere a antrenorilor bine pus la punct, progresele făcute de Naționala României de fotbal feminin cu ajutorul Federației ne dau încredere și suntem fericite și sperăm că vom urma modelul francez, iar în următorii ani vom participa în mod constant la turnee finale de campionate mondiale și europene. Totodată, în aceste preliminari pentru campionatul european, se pot califica direct două echipe. Eu sper din tot sufletul ca echipele din grupa a treia să fie echipa României și cea a Franței. Pe această cale vă urez mult succes și sper ca următorul meci oficial împotriva Franței, exceptând cel de la Pitești din 8 aprilie, să fie un meci disputat într-o finală de campionat european, de ce nu să-l câștigăm. Vă mulțumesc! Cine va castiga sau
cine susțineți. Atunci, vă rog, pentru jurnalistii, nu pot să răspund această întrebare. Este o întrebare mai greu decât o întrebare politică. Dar aș vrea să sublinia ca ce ați spun și dumneavoastră, eu sunt total de acord asupra rolul sportului, rolul fotbalului în societatea noastră, în societățile noastre și între țara. Este adevărat că fotbal poate să schimbe imaginea țării. Poate să schimb și nu numai imagine, dar și societatea. Pentru că fotbal este o școală. O școală de efort, o școală de angajamentul, o școală de solidaritate. Și o școală de învățamentul. În Franța avem școala pentru tineri, pentru copii și considerăm că sport este o activitate care dă curaj și poate să dă perspective. România este o țară cu un viitor foarte promisor, foarte pozitiv. Și cred că și viitorul României trebuie să țin în cont ce fotbal poate să da țarei. Atunci aș vrea numai să mulțumesc de nou toată echipa și dumneavoastră și președinte și aș vrea și să mulțumesc jucător din fotbal România și jucător francez sau de Camerun, care sunt cu noi și copii, care va fi, eu sunt sigur, un jucător foarte bun în viitor. Bună ziua tuturor! Bonjour à tous! Je sais de parler en français. Je m'excuse pour mes émotions et parce que je parle pas parfaitement français. Je vous remercie encore une fois pour votre invitation. Personnellement, je me rencontrais plusieurs fois avec le football français, à la fois avec l'équipe nationale et aussi avec l'équipe du club. C'était très très joli de me rencontrer avec les deux plus fortes équipes du monde. Olympique Lyon en 2011 et aussi Paris Saint-Germain l'année dernière. Bon, les résultats ne seront pas très favorables pour nous, mais on a beaucoup à apprendre de cette expérience. Et aussi, je pense qu'on va grandir notre niveau de football féminin en Roumanie. Et on essaie de prendre comme modèle la France.
On vous attend en 8 avril à Pitești. Et comme je ne peux pas dire que la Roumanie va gagner, parce qu'on ne va pas parler de ça, c'est politique, les meilleurs gagnants. Merci. Mulțumesc. Mulțumesc. Nous sommes là pour représenter le Dynamo de Bucarest. En tant que francophone, moi camerounais et lui français, bon, ça reste la même, la francophonie, quoi. Et on a été invité par le club. C'est pour ça que nous sommes là. Bon, et les supporters, ils sont comment? Franchement, ils sont en fond. Ils sont tout le temps derrière nous, dans les bons, dans les mauvais moments, et ça nous booste énormément. Et vous aussi, alors, vous êtes au Dynamo? Effectivement. Et lui, il est au Dynamo aussi? Non, il n'est pas encore au Dynamo. Tiens, c'est un bon supporter? Ah, il est supporter de son père, donc il supporte le Dynamo. Bon, moi je suis très content d'avoir des joueurs français qui jouent dans des équipes roumaines. Eu sunt foarte bucuros să că avem și jucătorii francezi și de alte țări în campionatul de România. Je sais pas s'il va y avoir des joueurs français dans l'équipe le 10 juin de Roumanie. Je crois pas. Mais c'est dommage parce que comme ça, l'idéal, ce serait des équipes de France et de Roumanie avec la moitié de joueurs français et la moitié de joueurs roumains à chaque fois. Comme ça, on serait sûr de gagner. Mais voilà, de toute façon, eu sunt pentru arbitre și sportul. Voilà.